Makita GA005G, fără nicio legătură cu 5G. Abia așteptam să prezint ceva de la Makita XGT, gamă pe 40 de volți, gamă nouă lansată de către cei de la Makita anul trecut, nu mai știu exact în ce perioadă. Așteptam să explodeze cumva piața și pe la noi, să înceapă furnizorii să le comercializeze, să le aducă și așteptam să vină momentul în care să fac și eu un clip cu ceva din această gamă nouă XGT. Și cu gama asta nouă XGT pe 40 de volți de la Makita și de ce era nevoie ca Makita să vină cu astfel de gamă. Și nu doar Makita, vorbim despre, în general, despre toți producătorii de scule electrice. Ce vor utilizatorii? Utilizatorii vor o putere mai mare la lucru și vor, bineînțeles, autonomie. Vorbim despre sculele electrice pe acumulatori. Așa că Makita a venit cu această nouă gamă de scule electrice pe acumulatori de 40 de volți. 40 de volți max, de fapt așa scrie peste tot, este mai mult o denumire comercială. Tensiunea nominală este de 36 de volți, practic într-un astfel de acumulator, cum este acesta, sunt, să zicem, doi acumulatori de 18 volți din gama precedentă LXT. În prima etapă, Makita a venit cu câteva scule mai necesare, mai căutate, mai solicitate de către utilizatori. Avem polizoare unghiulare, avem fierăstrău circular, avem un fierăstrău sabie, ciucan rotopercutor și o mașină de găurit și înșurubat, care este foarte promițătoare, cel puțin asta am văzut și eu din review-urile deja făcute cu acel model de mașină de găurit și înșurubat. Așa că eu vă prezint astăzi polizorul unghiular din această nouă gamă. De fapt, nu este polizorul, pentru că sunt două modele de polizoare în această gamă. Eu am aici modelul mai simplu, să zic așa, și tot cei de la Makita au mai lansat modelul cu variator de turație. În momentul de față aveți ceva opțiuni între care sau din care să alegeți dacă vreți să intrați pe sau să vă mutați pe această nouă gamă XGT de 40 de volți. Vedem astăzi GA005G. Am pe masă pachetul întreg, așa cum probabil că cei mai mulți dintre voi îl veți cumpăra dacă este prima unealtă din această gamă, pentru că aveți nevoie, bineînțeles, de acumulatori și aveți nevoie de stația de încărcare, care este diversă față de cele din gama precedentă. Așadar, haideți să vedem pachetul. Avem un L-Box de tip 3, un L-Box destul de încăpător aici pe masă și înăuntru găsim, bineînțeles, polizorul unghiular, găsim stația de încărcare, doi acumulatori de 40 de volți, aceștia sunt de 4 amperoră. Avem o apărătoare pe care imediat o să vedem cum se montează, o apărătoare rapidă. Mânerul lateral al polizorului, avem o cheie pentru strângerea discurilor, cele două flanșe pentru fixarea discurilor și, bineînțeles, manualul tehnic. Hai să aruncăm un ochi rapid peste celelalte componente care vin în acest pachet, pentru că și eu le văd pentru prima dată și sunt convins că și voi. Ca tare, hai să vedem acumulatorii de 40 de volți. Îmi plac foarte mult cum i-au modificat. Au venit cu un design nou la acești acumulatori, cei de la Makita. Arată un pic mai a acumulator de sculă electrică, aceștia din gama LXT nu erau nici aceștia foarte răi ca design, așa, dar parcă le lipsea ceva, un design destul de minimalist. Aceștia chiar arată foarte bine. Ca dimensiuni, bineînțeles că sunt mai mari, dar nu cu mult mai mari. Dacă e să ne gândim că înăuntru avem practic doi acumulatori de 18 volți. Deci cam așa arată diferența de înălțime, iar grosimea cam așa. Deci sunt mai mari, dar nu cu mult mai mari. Acești acumulatori cântăresc aproape 1 kg față de vreo 600 de grame cât cântăresc ăștia de la LXT. Butonul de eliberare văd că funcționează extrem de bine. Sper să rămână așa, să funcționeze așa. Foarte ușor îl nimerești și el răspunde foarte bine. Arcul dinăuntru, avem 4 pini plus minus și, din câte am citit în manualul de utilizare, și o protecție la scurt circuitare. Niște acumulatori care arată destul de bine. O să-i dăm deoparte. Hai să vedem că aici în față avem și
Bineînțeles, avem și un indicator al stării de încărcare al acumulatorilor. Mie LED-urile astea 4 mi se par foarte puternice. Nu știu de ce, adică cu ăștia îi poți folosi pe post de lanternă prin casă, aceștia 4. Stația de încărcare nu mi se pare cu mult mai mare față de cea de la LXT. Un pic designul modificat, bineînțeles, încarcă acești acumulatori de 40 de V. Putem încărca și acumulatori de 18 V din gama LXT, dar pentru acest lucru avem nevoie de un adaptor. O legendă destul de explicativă, așa cum ne-a învățat Makita pe toate stațiile lor de încărcare. Foarte, foarte ușor îți dai seama, în funcție de comportamentul luminos al LED-ului, ce anume se petrece, dacă este încărcat, dacă nu se încarcă, de ce nu se încarcă și așa mai departe. O stație care în principiu funcționează la fel ca cealaltă, încarcă forțat, are și muzică în cazul în care doriți să vă setați o anumită melodie care să vă anunțe când acumulatorul este încărcat. Pe cei de 40 de V îi încarcă cu 6 A, iar dacă veți folosi un adaptor pentru a-i încărca și pe cei din gama LXT, o să încarce cu 12 A, este o stație super rapidă. Mânerul lateral văd că este identic cu cel de la LXT, au păstrat mânerul. Asta înseamnă că era eficient, iar utilizatorii erau foarte mulțumiți de el și eu sunt mulțumit de aceste mânere. Ca atare, pe acestea l-au păstrat, au venit cu o apărătoare rapidă. Asta este un lucru foarte, foarte bun. Văd că este puțin diferită față de sistemul celălalt de la LXT, posibil să meargă mult mai ușor. Sistemul este unul foarte simplu. Haideți să vedem și cum se montează dacă tot suntem aici. Destul de simplu, vedeți, trebuie ca acele buze metalice să corespundă celor de pe axul apărătorii. Să încerc să-mi găsesc o poziție pentru că nu văd foarte bine ce fac. Da, vedeți că are și un arc aici de jur împrejur. Iar poziționarea se face foarte, foarte simplu. Vedeți, este pe bază de click. Apăsăm aici pârghia și putem să schimbăm poziția apărătoare. Pentru polizat, pentru tăiere de pe partea stângă, de pe partea dreaptă și așa mai departe, o să-l punem deocamdată așa. Cele două flanșe aici, să știți că sunt un pic dezamăgit, pentru că dacă tot au venit cu ceva nou, cei de la Makita trebuiau să vină și cu o piuliță de strângere rapidă. În acest caz vom folosi tot cheia din dotare. Aici sunt un pic dezamăgit, puteau să vină cu chestia asta, au venit alții producători cu astfel de sisteme și mă așteptam ca și cei de la Makita să vină cu o piuliță rapidă. În acest fel mergem tot pe sistemul clasic, sistemul cu cheie. Ca design văd că au păstrat cei de la Makita per total aspectul și designul, conceptul modelelor din gama LXT. Asta înseamnă că erau niște și sunt niște modele foarte bine gândite de la bun început în termen de ergonomie, de confort, și au păstrat cei de la Makita acest lucru și la polizoarele din gama XGT și eu mă bucur foarte mult că l-au păstrat, pentru că sunt foarte, foarte bine gândite din acest punct de vedere. Singurele două aspecte care nu îmi plac la acest model, deși mânerul principal este unul foarte, foarte bun, subțiat pentru a putea fi cuprins cât mai bine de mână și este foarte bine îmbrăcat în zone siliconate, mă gândesc că puteau să îl facă un pic mai lung, cam cu un centimetru mai lung. Dacă observați, mâna mea, care nu este o mână mare, îl cuprinde aproape la fix. Mă gândesc că altcineva care are degetele un pic mai groase, care are mâna un pic mai groasă, s-ar putea să îl cuprindă un pic mai inconfortabil decât mine. Deci mergea, să zic, un centimetru în plus la acest mâner și ar fi fost excepțional. Iar al doilea aspect care nu îmi place este că au modificat aici poziția și forma slotului acumulatorului. În primul rând, observați că l-au dus cumva foarte în spate, l-au și înclinat undeva la vreo 45 de grade, dar în momentul în care pun și acumulatorul, acesta de 40 de V, lăsând la o parte aspectul subiectiv de natură estetică, care mie personal nu îmi place cum arată, este un pic deranjant, cel puțin pentru mine, care
folosesc polizorul unghiular în această poziție. Lucrez cu el destul de aproape de corp, tai cu lama poziționată în partea mea stângă și acest acumulator care s-a dus foarte mult în partea asta, câteodată mă jenează la corp. Dincolo de asta însă nu am ce să îi reproșez acestui model de polizor din punct de vedere al ergonomiei, așa cum au gândit-o cei de la Makita. Haideți să acoperim și ceva caracteristici tehnice. Avem un motor brushless pe acest model, bineînțeles. Asta înseamnă că vom avea parte de o putere sporită și bineînțeles că vom fructifica mult mai bine curentul stocat în acumulatori. Diametrul discului este de 125 de mm. Motorul are 8500 de rotații pe minut, are și o frână electrică, vedeți că este trecută și aici, lângă sigla motor brushless. Și fiindcă am vorbit de frână electrică, haideți să vă arăt și o scurtă demonstrație, pentru că nu durează foarte, foarte mult. Sper că am strâns destul de bine această pânză aici. Cam 2 secunde, să zic așa, nu este o frână, nu vă imaginați că este o frână bruscă, dar pânza se oprește destul de repede. Scrie în specificațiile tehnice care și soft start, eu nu îl detectez atunci când îl pornesc, dar în mod categoric îl are și acest lucru este foarte bun pentru că angrenajele vor avea o viață mult mai lungă. Are protecție la repornire, o funcție pe care eu pun mare preț pentru că se poate întâmpla. Ne terminăm lucrul, nu mai avem curent în acumulator, polizorul se oprește de unul singur, mergem și luăm al doilea acumulator, dar uităm că nu am mai comutat întrerupătorul pe off, băgăm acumulatorul și dacă nu ar avea această funcție, aparatul ar pleca și am putea să ne accidentăm. Are AFT, Active Feedback Sensing Technology, este practic un fel de kickback al celor de la Makita. Aparatul are un senzor care detectează diferența bruscă în numărul de rotații atunci când lucrăm. Dacă, de exemplu, ni se îngrădește pânza într-un material, aparatul simte imediat această diferență de rotații și se va opri instant. În acest fel suntem protejați și noi să nu ne accidentăm, este protejat și aparatul de la deteriorare și protejăm și piesa respectivă pentru că poate nu vrem să o stricăm. De asemenea are XPT, Extreme Protection Technology, este conceput pentru a rezista în medii dure, în medii industriale, putem să lucrăm în medii pline de praf, poate să ne prindă foarte bine ploaia pe șantier. Nu vom sta cu grijă, acest aparat face față la aceste medii dure de lucru. Legat de putere, cei de la Makita afirmă că acest model de polizor unghiular cu acumulator are aceeași forță de lucru echivalentă cu a unuia pe fir care are 1000 de W puterea motorului și tot ei afirmă că are cu 40% mai multă rapiditate în lucru față de modelele din gama precedentă LXT, de exemplu cum este acesta. Abia aștept să testez și eu acest lucru să văd dacă într-adevăr taie cu 40% mai repede. Greutatea lui este 2,9 kg fără acumulator, iar cu acumulator are 3,6 kg. Am testat, bineînțeles, acest model de polizor unghiular. Haideți să vedem câteva cadre, câteva imagini de la testele pe care am reușit să le fac cu acest model de polizor unghiular. Bineînțeles că am debitat ceva metal cu el, l-am testat și în funcția de polizare. Am încercat să testez câteva funcții din cele care sunt trecute în specificațiile tehnice. Bucata de metal în care vedeți că tai în acest moment este una groasă de circa 1 cm în grosime. Din nefericire am folosit pânza care mi-a venit livrată în MacPack, în pachetul de livrare. Este o pânză foarte bună, dar era o pânză de 0,8 mm, destul de subțire. Un pic improprie pentru debitări în astfel de materiale destul de groase, mai ales dacă vrem să facem câteva secționări pe lungime. Este o pânză care
oscilează destul de mult, o pânză care riscă să se îngrădească, dar am reușit până la urmă să fac câteva tăieturi cu această pânză. Aparatul nu simte foarte tare sarcina, cel puțin în acest test pe care am reușit eu să-l fac, nu simte foarte tare sarcina. Am reușit să îl controlez foarte bine, mă simt foarte bine cu el în mână. Este așa cum spuneam și în review-urile mele trecute cu polizoarele, cu modelul DGA504 din gama LXT. Este un design foarte, foarte bine gândit. Dacă stau să mă gândesc, cred că este cel mai bun design la un polizor unghiular pe acumulator dintre cele pe care eu le-am testat. Este gândit în așa fel încât să îți ofere foarte multă lejeritate și confort în lucru. Iar mânerul este unul care își face treaba foarte, foarte bine. Îmi place foarte mult felul cum este dispus în raport cu corpul polizorului. Este foarte confortabil să lucrez cu el atât pe poziția de debitare cât și pe poziția de polizare. Singurul aspect, să zic așa, un pic negativ la acest model, exact cum vă spuneam puțin mai devreme, dimensiunile acumulatorului de 40 de volți, care trec cumva destul de mult față de forma corpului acestui polizor și este un pic deranjant în funcție de cum îl ții, cum îl manevrezi la lucru. La modelele din gama LXT era cumva echilibrat în așa fel încât acumulatorul să fie sub corpul polizorului și nu deranja atât de mult utilizatorul în timpul lucrului. Am încercat să testez cât mai mult din funcțiile pe care producătorul spune că le are, am încercat să văd cât de greu intră în protecție la suprasarcina atunci când îl supra-solicit. S-a descurcat destul de bine, mă așteptam să intre pentru că și eu l-am împins practic cu o forță destul de mare în bucata de metal, nu avea cum să nu se oprească, dar s-a comportat destul de bine. Am încercat să îl supun măcar un pic unui mediu mai industrial, mai plin de praf, am încercat să tai un pic de beton cu el, să văd dacă cumva se simt ceva modificări în turații, în cuplu, în sarcini și așa mai departe. Nu am avut nimic de notat aici, la aceste s-a descurcat destul de bine. De altfel, m-a surprins că a rămas destul de curat după acest test, adică orificiile și toate zonele care de regulă se umplu de praf și care suferă datorită prafului, le-am găsit destul de curate pe acest model. Ce m-a surprins însă este că nu am efectuat foarte, foarte multe teste și nu l-am supra-solicitat foarte tare. Acumulatorul de 40 de volți cu 4 amperioră mi s-a părut că m-a lăsat un pic cam repede, am fost un pic de surprins de acest lucru, mă așteptam să aibă o capacitate de lucru un pic mai mare. A fost încărcat, bineînțeles, la maxim. Nu testez niciodată uneltele cu acumulatorii dacă nu sunt încărcați la maxim. Mi s-a părut că m-a lăsat un pic mai repede acolo. Nu știu ce se crede, ar fi trebuit să supun la niște teste mai îndelungate și mai riguroase ca să încerc să-mi dau seama dacă a fost o problemă în utilizare sau dacă acumulatorii nu se ridică la așteptările mele. Dar într-un clip viitor, cred că destul de curând, dacă nu chiar următorul, vreau să fac un versus între acest model din gama LGT și polizorul meu din gama LXT. Vreau să le supun cam la aceleași teste, să vedem cum se comportă unul și cum se comportă celălalt. Și vreau să văd și care este capacitatea de lucru a acestui acumulator comparativ cu cei din gama LXT, pentru că alt raport nu am. Cam atât pentru review-ul meu, sper că am fost util și că am ajutat măcar pe cineva care a vrut să vadă cum arată, cum se comportă și dacă merită să cumpere sau nu acest model de polizor unghiular. Vă aștept la următorul video în care voi încerca să-l compar cu cel pe care l-am eu din gama LXT. Cred că acela va fi un video un pic mai interesant, pentru că acolo putem înțelege dacă, cel puțin pentru moment, să merită să ne mutăm pe gama XGT.
Bine, asta depinde și de natura lucrului pe care îl desfășurați. Voi probabil că, dacă sunteți ca mine care nu aveți o activitate de nivel industrial, probabil că o să rămâneți pe gama LXT. Cei care aveți nevoie de mai mult, cei care nu ați fost satisfăcuți pe deplin de ce a putut oferi gama LXT, atunci sigur că aruncați un ochi peste aceste unelte. De aceea încerc să fac aceste comparații, să fac aceste review-uri ca să înțelegem împreună dacă se merită, dacă este rentabil să trecem pe noua gamă. Ca atare, vă aștept data viitoare, ne revedem, ne reauzim cu alte teste, cu Makita și cu alte scule. Până atunci vă doresc mult chef de treabă și numai bine!